vreaga. Cine știe unde am și cine greșeala cu știai. Păi e noua formula de dinaintea vechii formule, că mâine vin și colegii mei. Și avem o altă cântare. Cu ocazia unei petreceri, înțeleg, aici jos și un concert pe care îl dau într-o variantă restrânsă cu prietenul și colegul meu, Marius Bațu. Cântăm piese holograf, piese poesis, dar în varianta în care unele chiar au fost compuse. Adică cu o chitară rece și două voci. Auzați, 40 de ani de holograf anul ăsta, o să facem probabil în toamnă un spectacol la București, aniversar, cu invitați, sperăm noi. Poate chiar o piesă nouă până în toamnă. Sper eu să avem timp să ne strângem cu toții și să facem. Și acum vine vara, deschid un parc de wakeboard, îi aștept pe timișoreni să vină până la București și știu că nu o să vină. E mai simplu să ajungă la Viena. Dar pentru pasionații de wakeboard îi aștept lângă București, la câțiva kilometri spre mare. Pe un lac îi aștept să vină să facă wakeboard. Chiar pe 27 aprilie deschid parcul ăsta cu un triplu campion mondial de wakeboard care vine. În ce zonă e asta? Se numește Sulimanu, e lacul, Sărulești e localitatea, kilometru 49 pe autostrada Soarelui, primul OMV. Acolo suntem. Care sunt noutățile lui Dan Binoan pentru 2018? Păi astea sunt. Exact, proiecte cu Marius, fără Marius, cu holograf, muzică. În principiu muzică. Totul cu holograf. Absolut. Păi mâine avem altă petrecere, ca să spun așa, dar de data asta cineva și-a dorit să aibă formula completă și am venit mâine în formula completă, mai stăm încă o zi în Timișoara, eu cel puțin prin două zile, ceea ce mă bucură foarte mult, pentru că Timișoara este al doilea oraș după București și Cluj, ca să nu-l uit. Și sper să petrecem frumos zilele astea. Nu știu locația următoare unde e, dar o să aflu mâine. Timișoara, cât de aproape e de sufletul lui Dan Binoan? Foarte aproape, foarte aproape. Foarte multe lucruri frumoase s-au întâmplat aici. Cam ce te leagă cel mai mult? Păi mă leagă, de exemplu, debutul meu în Timișoara cu holograf, care s-a întâmplat la Sala Sporturilor acum mulți ani, prin 85-86. Și când, bineînțeles, timișorenii erau reticenți la tot ce venea dinspre București, eram mitici. Și totul a început așa, pentru o atmosferă ostilă și s-a terminat cu 6 bisuri. Și de atunci Timișoara ne-a iubit și noi pe ea. Ce urmează? Viață. Noutăți de litoral, de altceva, externe? No, vacanță și de obicei vara avem măcar o lună de zile în care ne reîmprospătăm forțele, după care începem din nou în toamnă. Și în afară? În afară nu. Poate așa, la diverse ocazii, diverse invitații, dar nu. Nu prea suntem așa mari fani de afară. Nici invitați de litoral? Poate doar așa, pentru o seară, sau cine știe. Dar complicată, complicată. Am 3 copii, am 3 băieți, cel mare, 11. E la facultate, face și el muzică. Nu, înseamnă că suntem cam de o vârstă. Eu am 56, numără pe el. Ești de vârstă cu Tino, cu Mugurel, colegii mei sunt pe acolo. Și mijlociu face fotbal, are 14 ani. Și îi place, face îndrace, dar micul nu știu ce o să facă, pentru că a făcut fotbal, s-a lăsat, acum face basket, face tot felul de alte chestii și a zis că vrea să fie artist. Și și-a luat o chitară și... Are voce? Are. Toți au voce, dar nu prea vor să cânte, dar asta micul cântă și cântă bine. Deci asta este viața de familie al lui.
Ia, începem și... Spune ce vrei! Spune ce vrei! Dă-mi iubirea voi! Singurul loc unde așteaptă iubirea. Și băieții cu o bucurie și pe partea asta și pe partea aia. Da, mă rog, și băieții plâng, dar câteodată, să știți, câteodată, nu? Puteți să vă întoarceți cu scaunul, o să vă doare câteodată, să știți, în mâine dimineața mea, rog. Oh, oh, oh.
așa. Și mai ne țin plângând odată, când odată plâng voi așa. Și mai ne țin plângând odată, și mai ne țin plângând voi așa. Și eu zic să facem așa. Și mai ne țin plângând, nu mai doamne acum. Și mai